Hai, Cristina, zici ce vrei să zici. Uitați cucurișilor, aici poți să-ți alegi cum alergi, ca o sportivă sau ca și cum avea scute cu plin. Prima... Să vedem ce zice Felix. Prima mergi la școală, a doua pleci de la școală. Care-i mai bun? Pleci de la școală. Aici, aici te duci la școală și aici pleci de la școală. Aici ai luni și aici ai vineri. Vreau să ziceți și voi în comentarii cum alergi aici când așa și aici când așa. Vreau să văd ideile și voastre. Și cele mai fain comentarii primesc inima. Ah, ce drăguț! Haideți să rupeți butonul de like să... de pe 15. Cum de eu vreau să merg la școală? Rupeți butonul de cocolaic, nu mai zic așa ceva. Rupeți butonul de cocolaic să depășim 5000 de cocolaic cu care jucăm lumea obi de dulciuri de prăjituri. Wow! Uite, uite, uite ce fericită e fata aia. Uite ce fericită e fata aia. Uite ce fericită e că mâncă dulciuri. Dar pe fata asta o cheamă Vlad. Cred că o mânca prea multe dulciuri. Mamă. Avem și noi o fetiță, cum zic mie, Vlad. Mamă, ce super, băi, totul ești nebun. Frate! Hai să jucăm lumea carilor. Adevărul că dulcele doar arată bine, dar nu sunt sănătoși. Vai, dar ce faină! E ca o fată de la Club Macchiato. Deci, dulciurile sunt superbe când când te uiți la ele. De machiat? Ia uitați cum se sare! Ia uite, așa faci și abdomen. Păi, dar ți-a ales mersul de sportivă. Nu ți-a ales mersul ăla de... Ce e asta? Ce fel de dulciuri sunt astea? A căzut Felix, oameni buni! Gata că am bețigaș dureche. Cine are bețigaș dintr-o ăsta așa de gras? Durechi mare! Astea arată ca niște bețioare de ureche. Astea folosite. Alea-s bețioare de nas. Felix a căzut! Mamă, pe gogoși! Măi, oameni buni, așa e că Roblox-urile devin din ce în ce mai faine. Mai colorante. Ia uite și tu. Astea sunt mămani dintre alea americanești de Halloween. Da, știu. Am luat și eu de la Lidl. Nu, nu aveam niciun gust, parcă. Americanii nu prea le-au cu dulciurile, sincer. Hop, așa, pe bomboană. Da, uite cum merge Cristina, zboară pe acolo pe dulciuri. Păi da? Ia uite-te. Chestia este că dacă vrei să mănânci dulciuri, trebuie să te speli foarte mult pe dinți și trebuie să fii foarte, foarte activ. Și da, ia uite, pe curcubeu. Wow! Dar cum poți să mergi așa de repede, Cristina? Tu mergi o secundă... Dar eu nu pun pauză, știi? Nu pun frână. Am alunecat! Pe ce ai alunecat? Pe ultima! De așa de fain am alunecat, trebuie să aluneci și tu odată să vezi. Ai văzut? Ce? Doamne, că vine să mă alunec. Hai amândoi, că aici se salvează. Haide, amândoi aici. Am leșinat! Dai să mai leșin odată! Ha! Clar. Eu am și cad. Nu, îți încearcă să cază și cază, îți mergi pe margine. Stai, e prea fain. Hai, Cristina, pe rollers. Vai, pe ruladă. Ruladă. Asta arată bine, să știi, pare făcută de casă. Arată bine, dar cu cât mai multă ruladă, cu atât mai mult crește gușa. Cu atâta se rulează și... burta. Poate, băieților, acum nu vă deranjează, dar după o perioadă, burta e ghea de scăpat dacă fac dulciuri multe. Da, știi? E greu de scăpat de burtică. Ia uitați. Ca oricum, ai căzut, Felix? Intenționat. Cum ai putut să faci așa ceva? Astea ce-s, brățări? Aia e roșie, n-ai văzut că e roșie aia? Să nu atingi. A, n-am văzut, știi. Astea-s brățări de fasole colorată. Ce mâncăm azi, mami? Brățări de fasole colorată. Cu euri? Da, că tot ce colorat are euri. Mi-a țin minte că n-am să cumpărăm și noi o waffle din ăla. Zicea aia, mergem pe euri. Nu, mergem pe chimicale. Din ce ai făcut? Mergem pe chimicale, tot din la pungă. Ba, ia uite, praline dintre astea. Praline? Ia uite, câte trei. Mi se pare ciudat cuvântul pralină. Da, de ce? Nu știu, parcă e așa ciudat, parcă nu e un cuvânt normal. Parcă e alină, pentru pralină. Alină. Pralină, o pralină. Asta ce sunt astea? Astea știi ce sunt? Dintre alea... Bă, dar de ce nu poți să sar? Ce nu poți să sare? Dintre alea lungi. Dar făcute sub formă de cerc. Asta explică totul. Uite, gata, yeeey! Merg biscuite. Aaaa, i-am mers pe ele. Aaaa! Ce biscuite? Mamă, Cristina, păpala, sandwich-ul cu asta înghețată dintre asta, sandwich, sandwich cum îmi place mie. Sandwich-uri de înghețată, de rupea! Ne-am să-mi viața pe cineva care să mânce atât multe sandwich-uri de înghețată. Câte? Ce? Câte mâncam?
Mâncai un zilnic. Vara, da, când am fost însărcinată. Dar nu zilnic, zilnic, mult timp zilnic. Câteva zile. Dacă unor mâncai și 3 pe zi. La sarcină? Da. Poate am mâncat odată 3 pe păi zi. Da, am mâncat odată 3 pe zi. Ori. Știu cel mai mult am mâncat când eram copil. Am mâncat 5 înghețate într-o zi. Ăla a fost recordul meu. Lumea 2! A fost lumea 1! Da! Da, aici? Da. Lumea 2, cu și mai multe dulciuri. Maa. Cu torn, cu tor de simț până în ficat. Ia uite, astea sunt alte feluri. Da. A, uite aici se salvează altfel. Se salvează pe un tort, vezi? Da. Asta e lumea cofetăriei. Au, mie să nu cad. Era că pe ce să cad? Așa trebuie să mergi doar pe curcubea. Când încep să... Bă, tu eu... crezi că nu mă prind? Când am mers să iau pâine și desigur că la brutărie și cofetărie, nu mă atrăgea nici... Bă, atrăgea prosturile astea. Și de ce? Ele sunt vechi. Sunt făcute de cine știe când stau acolo. Bă, vă spun eu că nu văd o proaspăt. Bine, la cofetările astea care se cumpără continuu, se dă. Eu când am făcut cursuri, zicea că n-a trebuit să țină 24 de ore o prăjitură și sincer să fiu, după ce o cumperi veche, mai ții și tu frigider poate una, știi? Bă, mă, ce ciocolată. Ce ciocolată grasă. Ciocolată grasă. Eu te știu, s-a îngrășat ciocolata. Chiar zic cum, eu vreau ciocolată cu burtă. E chiar, are fiecare pătrățică, este o burtă. Hai să te smești doar pe curcubeu. Când poți să păcălești eu, păpușa? Măi, dar nu prea mă poți fraierii pe mine, după cum vezi. Oricum, cine a făcut obiul ăsta are imaginație. Ia uite ce feluri de bomboanțe aici. Cristina, mergi pe da. Jos sau mergi pe sus? Hai să văd. Eu merg numai pe sus. Sunt plat. Sus? Da. Mă duc așa. Câte șmecherie! Mamă, dar au niște... Auzi, da? Nu știu, când eram mic... Nu exista principiul de euri sau principiul de zahăr. Da, nu știam. Ce, prindeai, mâncai, frate, rupeai, cât mai mult, cât mai orice, nu? Da, dar nici n-aveam atâtea bani să ne cumpărăm. Știu că îmi cumpăram o Nutella dintre aia mică, inimioară, știi? Da, și mâncam numai partea albă. Și împărțeam și cu vecinii. Că da. Și ei voiau. Bine, mâncam și partea albă, dar alba era favorita mea. Da, și aveam o linguriță dintre aia mică. Și ăla era un dulce, ce? Mi-ajungea pe toată săptămâna. Da, serios? Cât o gumă, cât așa, nu, n-aveai. Vezi că la asta poți să mergi cu viteza. Să nu prin mijloc, prin dreapta stânga. Am vrut să văd ce se întâmplă. Oh, ce... Stânga, dreapta, stânga, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, sac. Mamă! Cinnamon Rolls! Ăsta chiar îmi plac. A făcut și Felix. Rolul de cinema, îmi plac foarte mult. Roluri de cinema? Da, cele mai favoritele mele. Mamă, ia uitați ce fain arată toată lumea când te uiți în jos. Noi am fost pe acolo? Da, asta e nivelul 2, noi suntem la nivelul... Nivelul 1 a fost noi înainte. Uite, pe fasole colorate. Hai, am căzut de pe fasolă! Haide, Cristina, te aștept pe fasole. Mâncăși noi mâncare de fasole cu ceapă. Cristina a dat-o pe ceapă și pe usturoi în ultimul timp. Verde. Pe usturoi verde. E o fază, poate nu-ți mai placă. Când vin bunătățile de primăvară, nu-ți mai placă. Păi cum, n-ați preferat și voi niște căpșuni în loc de ciocolată? Nu cred că ar prefera, că încă-s copii și ei nu știu ce-i bun. Eu chiar aș prefera niște căpșuni în loc de ciocolată. Adică căpșunile poți să mănânci o grămadă și ciocolata poți să mănânci puțin. Mai dulce. Am căzut. Bine. Oh, uite. Pe lămâie merge Felix? Cristina, eu deja în lumea a treia. Deci că ești... Dar ce se întâmplă aici? Eu tot am căzut. Hai că te explic că tu ești femeie și femeia trebuie să înveți răbdarea. Stai, trebuie să mă stai. Așa. Ai văzut? Să ai de răbdare, te-ai zis, trebuie să am răbdare, trebuie să mă uit. Ia uite, vai, deci dacă astea ar fi felii de lămâie adevărat. Uite, lumea următoare, Cocos Cristina. Ia să vedem. Ce-i diferită? Și copacul de dulce de zahăr. Da, știu, uite, se salvează pe lămâi? Pe toată lumea știe că e mai bine să se salveze pe lămâi. Nu, tot pe torturi, frate. Băi, nu știu ce e diferit în lumea asta. Păi uite, de că obi deja e diferit, e mai greu. E următor nivel, nivelul 3. Uite aici. Trebuie să sari, să mergi. Băi, de ce faină e. Ce care e faza? Mănânci dulciul și faci sport. Ce am trecut? Unde ești? Ești în spate, a, te-am văzut dacă sunt de două ori. Dar cum ai putut să cazi la astea, că sunt foarte ușoare. Ai avut tu noroc la un joc și de asta zic că ai putut să cazi.
Eu vreau să merg pe astea. Căș, 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 căș. Este! Mi-mi place aici că faci sport. De toate formele. Asta roz, de unicorn. Mie ce mai îmi plăceau la dulciuri? Cutiile de ciocolată care aveau diferite ciocolăți. Da, mie niciodată nu mi-au plăcut alea. Dar ce dulce ți-a plăcut ție? Mie când eram mic îmi plăcea Raffaello. Da. Era cu cocos. Da. Și... îmi plăceau gumele alea șoc. Îmi plăceau chipsurile. Și acum ce-ți place? Înghețatele îmi plăceau. Și acum ce-ți place? Dulciuri? Mm-hmm. Mai nimic, sincer. Când e vara mă mai răcoresc cu înghețată și cam atât. Un cozonac. Mm-mm. Una cu... Mm-mm. Cu Turkish Delight. Nu, nu place ție? Nu, sincer, vă zic, nu prea îmi plac mie dulciurile. Ia să vedem. Îmi place ceașca fericirii. Ce facem noi și bem. E apă cu cocoa și cu miere. Apă cu cacao și cu miere, dar vă încălziți apa să nu fie foarte caldă. Da. Gen să nu fie fierbinte, să fie doar caldă. E un fel de energizant și e sănătos. Foarte bună. Dar trebuie să luați un cocoa calitativ. O cacao de la naturiști. Dar trebuie calitativ, vă trebuie. Care să fie mai șmecheră. Deci vă zic, foarte bună, gen, noi îți dă energie. Da, noi, cocoa pe care am luat-o conține și untul de cacao în ea. Gen, și... noi cum nu bem cafea deloc. Deloc. Poate nu o să beți nici voi sau le ziceți părinților să locuiască cu ceașca fericirii, că îți dă energie chiar. Și sănătoasă și pentru corp. Și cu miere. Da. Opa! Uite cum a sorit Cristina, eu n-am putut stara așa de mult. Cum, adică eu sunt înaintea ta? Da. Ce e ăsta? Nu știu ce e, dar sunt primul. Tunelul de bomboane! Stai, fă o poză în el de bomboane, fă o poză așa. Mamă! Așa, nu, când ești în el, când ești în el. Sunt în el? Așa, fă o poză. Mamă, dar ce e asta? Ah, tunel de bomboane. Hai că te aștept la ciocolata cu burtă. Stai să fac poză și așa, din toate părți. Nu mai pot să mai fac poză. Păi du-te afară dacă îți faci poză. Mamă, dar ce fain așa. E. Ia uitați, oameni buni. Arată super bine. Acum ți-i poftă de bomboane. Nu, mie, m-am necat. Bea apă. Mie-mi plac toate culorile astea, știi că sunt pastelate. Am înțeles. Și de aia fac. Ce dulciuri doriți la alimentară? Pastel. Dar știi că în spaniol pastel înseamnă tort. Da? Efectul de tort. Sau prăjitură, nu mai știu. Serios? Da, cred că prăjitură. În franceză e gato. Sună graj. Gato. Gato. Arigato. Ia, uite! Și știi ce mai... cred că mi-ar plăcea și acum? Jeleurile alea acre. Care au un fel de zahăr acru. Pe ele, știi? Cu sare de mare? Sare de lămâie, da. Alea îmi place și să mai mănc așa... Uite și ăștia, fierbinișor dintre ea, cred. Cumpărai? Da, n-am mai mâncat. Am mâncat în sarcină niște jeleuri cu puțin acru. Atunci chiar mi-a plăcut. Ți-a plăcut? Da. Doamne, a păpat Carolina. Știu că erau râme, frate, din jeleu. Da, așa cum sunt. Și alea cu curcubeu, dar alea sunt rare. De ce să nu știu, mea? Ia, uite-te. Iupii! Hai, lume nouă! Level 3! Nu, dar mai mergem un an pe nivele. Ce nivelul ăsta? Ia să vedem noi. Iarăși a schimbat chestia asta. Vezi tortulețul pe care se salvează. Dar uite-te în sus câte lumi sunt! Mamă, nu mai sunt așa de multe. Cristina, cred că e o lume. Noi am terminat 70 de nivele. Sunt peste 600. Ce? Da. Serios? Uh-huh. Vezi că aici nu cred că ai voie să calci pe asta dintre fasole. Au! Am căzut pe curcubeu. Să ai grijă că dacă nu cazi pe astea. Mamă, dar ce bine mă descurc. Felix, unde ești? Ești cumva în spatele meu, măi. În fața ta. Stai să vă pot așa de gameriță. Ia uite! Ei! Au, nu! Am căzut fix când era să fiu super gameriță! Și eu! Au, ne-am trecut blonda! Și blonda încearcă să fie gameriță, dar nu poate. A, și blonda a făcut. Ba nu, a trecut! A trecut? Ce are gameriță? Se pricepe. Asta și biscuiță-s. O, dar ce aproape... sandwich-uri de înghețată. Ai căzut. Să nu v-ați dai cot! Am dat ce fanii cu curcubeu. Ce-am făcut? Mai era una la sfârșit. Da? Da, ce copic s-ar. Asta n-am văzut-o. Eu zic să continuăm data viitoare. Da? Da, să continuăm data viitoare că... E prea fain, e prea colorat. Uite cine e curcubeu aici. Știu, ce-ți plac lui colorate. Da. Nu uita să rupeți butonul de
Cocolike, scrieți în comentarii ce vreți. A, mai îmi plăcea și Oreo. Și scrieți care sunt dulciurile voastre favorite, știți? Vreau să văd lista atâta la fiecare, că știu că le aveți. În ordinea în care ziceți, din aia pot să mănânc un chil, din aia pot să mănânc un sac, din aia pot să mănânc o roabă. Căpșuni. Și se, nu, la dulce semn... Căpșuni și înghețată, nu. Cred că astea-s preferatele la mele. La dulce, mă refer la din astea cu euri, nesănătoase. Uite, a venit Vlad. Ne vedem data viitoare. Pa! Pa!